Dana Criminala și Leo de la Strehaia, decizie radicală. Pasul pe care sunt dispuși să-l facă cei doi pentru a proteja starea de sănătate a afaceristului Dana Criminala a explicat că ea și afaceristul ar urma să se mute în capitală. Soția lui Leo de la Strehaia ne-a spus și care sunt motivele acestei decizii, dar și cum se simte vedeta după problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Cu diabetul este o mare problemă pentru el, trebuie un regim foarte strict, un regim alimentar și chiar și modul de viață, e nevoie de multă liniște, fără agitație, fără stres. Vom merge la București. Trebuie să se ocupe de tot ceea ce mai are de făcut, trebuie să fie tot timpul aproape de spitalul unde a avut toate intervențiile, pentru că nu știm ce se întâmplă pe parcurs, ferească Dumnezeu. La o adică trebuie să se poată interveni cât mai repede. Vom sta clar împreună la București pentru că v-am spus este situația aceasta. El se simte destul de bine, având în vedere toate intervențiile pe care le-a avut și problemele medicale pe care le are, dar este încă fragil să spunem așa. Merge perfect, dar este totuși o operație făcută pe creier foarte recent și plus că sunt multe probleme medicale pe care le are cu diabetul și multe alte. O să trebuiască să se intervină și la inimă, dar să vedem pe parcurs, a explicat Dana pentru WOBiz.